Cel mai așteptat eveniment sportiv al anului are loc sâmbătă în piața Mari Adunări Naționale din Chișinău. Olympic Fest 2017 are ca motto anul acesta Chișinău oraș activ, Chișinău oraș sportiv. Olympic Fest 2017 este dedicat Zilei Naționale a Sportului și a Mișcării Olimpice. Evenimentul de sâmbătă va începe la ora 15, odată cu distribuirea tricourilor pentru participanți. La ediția din acest an va fi organizat și un flashmob inedit, Hora Inelelor Olimpice. Organizatorii speră să-i motiveze pe locuitorii Chișinăului să ducă un mod de viață activ. Chișinău, oraș activ, Chișinău, oraș sportiv. Sloganul este principalul. Și aici e vorba ca să facem accent și la formarea în masă a inelilor olimpice, va fi un element foarte important. Sensibilizarea opinii publice, inclusiv și a conducerii de vârf, importanța sportului în general în societate și în țara Moldovei, o țară care tinde cu ambiții europene. Amatorii de sport vor putea să participe la competiții de fotbal, tenis, tir cu arcul, box, lupte, badminton sau tenis de masă. Programul va include și activități sportive pentru întreaga familie. Mămicile se vor întrece la cel mai tare concurs de alergat cu cărucioarele, iar bebelușii la campionatul de mers de-a bușilea. Copiii vor avea un campionat al lor, iar cei care iubesc pictura vor putea și ei să-și arate talentul. Totodată, participanții vor avea ocazia să-i cunoască și să facă fotografii cu medaliați și campioni olimpici. Sunt deja 24 de zone de federații sportive, ceea ce anul trecut a fost ceva mai puțin. Mai mulți dansatori, de data asta vom avea și într-o zonă și un dance battle. De familie, de educația în familie, depinde dragostea lui și pasiunea lui față de sport. Startul tradiționalei curse olimpice de alergări pe distanța de 3,5 km va fi dat la ora 16 și echipa TVR Moldova va fi partea celui mai așteptat eveniment sportiv al anului. Prezentatorii Vitalie Guțu, Vasile Munteanu, Dorina Gerganov, Irina Bejenaru și Sandu Scobioală îți dau întâlnire sâmbătă în piața Marii Adunări Naționale.